ce face prietenii mei? Și mai ales prietenul meu special. Papă? Ce papă, băiatul? Papă, omletă și cu ardei gras? Vrei să facem și mijma? Facem cu sandwich-ul meu. Sau dacă vrei, facem schimb. Îți dau sandwich-ul meu și mănânc eu omleta ta. Și dacă vrei, îmi dai tu o cafea și îți dau eu din cafeaua mea. Sau bem numai cafeaua mea, pentru că mi-am făcut. Ce zici, vrei? Bravo, Bogoșică, te-a dus mintea. Că nu ni se terminase cafeaua, bă. Bravo. Deci, a ajuns la vorba mea. Te-a adunat Dumnezeu, ți-ai dat seama că e greu fără de camarazi. Nu! S-a făcut doar de noi. Dați și respectă-mă! Nu! Am venit să-mi încerez relația de triplu cu prietenul meu. Relația de triplu ce? Triplu și atât, mă! Adică un cuplu în trei. Vai de capul tău ăsta, rotund ca bila. Bă, cuplu însemnează doi. Un el și o ea. Păi și ce ziceam, mă, că e vorba de un triplu de data asta. Este un el, o ea și încă un el. El, Poponeț, ia Teo și eu. Adică încă un el. Păi să-mi văd că acum sunteți patru. Nu înțelege. Păi eu, el și cu Teo. Ai văzut, mă? Dacă știi să-i explici, așa reiese bine. Triplu? Bă, și cum adică triplu? Adică voi doi... Nu! Nu, asta nu! Dar asta ce are, mă? Te crezi zeul pe pământ? Asta e un râs sau ce are? Da, chiar așa eu ce... Bă, ia vezi! Numai cu Teo, mă! Fiecare numai cu Teo! În același timp? Nu, nu, bă... Camere separate. Hai, mă, să-ți explic. Eu m-am luat cu Teo doar așa, de ochii lumii, pentru că Teo trebuia să spele rușinea, că nu i-a reușit absolut nimic în relația de dragoste nici cu Poponeț, nici cu SS. Mie îmi trebuia un statut de om însurat, sex de consolare, care putea să fie ceva mai consistent și mai de calitate, da? A? Deci nu-ți ajunge apa, până la urmă văd că... Băi, numai nu cu Teo! Nu cu Teo? Nu! Păi nu cu Teo! Nu cu Teo, eu cu Teo sexul, nu, mamă! Voi doi... Numai cu Teo! Da! Numai cu Teo! Mamă, ce viață dragată aveți! Băi, și care-i treaba? Că eu mă simt foarte bine în poziția asta de amant. N-am, tată, nicio obligație, nu trebuie să-i ascult toate hachițele, să fac toate poftele lui aia, înțelegi? Și n-am nicio obligație din punct de vedere social ca ăsta. Amant? Amant? Da! Bă, asta e bigamie și e ilegal! Nu e bigamie, mă, e trigamie, că suntem trei, ce nu înțelegi? N-auzi, mai grav! Bă, tu nu înțelegi că doar ăsta e însurat cu ea, eu nu sunt, deci nu-i problemă. Prostul! Da! Da, bă, da, atunci e imoral! Nu e imoral, mă, e trimoral, că suntem trei și apoi, Ionete, ce mai este și cine mai este moral în societatea de astăzi? Ai dreptate, umflător. Ai văzut? O societate fără valori și fără de principi. Asta e. Dar eu tu nu înțeleg. Mă, ce are apa asta de Teo de... Vă ține pe amândoi băgați în laț? Că de tânără nu prea mai e. Da, frumoasă, e zvârcită și lăsată. Este, mă, cine vorbește? Lupul moralist. Lupul patrist de la care o răcri cu lacrimi de crocodil după fundul ăla lătăreț al lui Varmea. Da, ce e, băi, vrăjitoare sau vrozeiță și eu nu știu? Fund lătăre? Da. Vezi că șofica mea n-ar avea fundul ăla așa lătăreț dacă n-ar îndopa o scârbă aia de măta ca pe gâscă. Ce e fată cu rezon? Și papă tot. Băi, termină-mă. Băi, știi ce mi-am dat eu seama acum? Ce? În ce hal am ajuns? În ce hal? Nu sunt rugat și rahal din cauza la muierile astea. Nu mă ajuns. Băi, noi ar trebui să ne unim, mă, să ne facem grupul nostru, să avem și noi viața noastră socială, să ieșim și noi la un club. Da. Asta cum ar fi? Să ieșim, da, ca băieți. Să ieșim? Da. Soldățelul, vine soldățelul. Pa, 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 pa. Așa, bravo, bravo, mă. Stai că sună telefonul, stai. Alo? Da, fata, zi repede că am treabă de nu văd capul, zi. Alătă, faci de parcă ai născut triplez și nu știi pe care să-l alătezi primul. Păi cam așa e, am triplez, dar sunt toți în unul ca matrioșca. Zi odată ce vrei, taci vreo un pic. Trebuie să vii încoace să mă ajuți cu un pacient. Nu funcționează nimic din ce știu eu să-l scap de traumele din trecut. Și ziceam să vii tu să mă ajuți cu cititul gândurilor. Aha, vrei să folosesc paranormalele? Mă, fata, nu promit. Dacă reușesc în timp util, nu știu dacă găsesc o bonă pentru matrioșca. Care matrioșca? Asta mare de a înghiți tripleții, asta. Au, 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 fira mama mea, naipii care m-a făcut, uite, deși tu are o foame în glandă de... Nu mai pot, m-am mușcat de
rămân acum. Auzi? Tu te simți bine sau ai și tu nevoie de ajutor? Vezi chestii? Chestii? Bine ai zis! Că nu cred că e om! De soacră ta vorbesc, de soacră ta! Și nu mă enerva, că dacă mă enervez acum, o expedit să o fac pachet! Hai, pa! Aoleu, toate merele ai mâncat, nu mai avem mere, bre! Ia, 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 bagă-mi, fulecă, hai, hai, hai! Bună, Mătescule! Oh, bine că ai ajuns, de când te așteptam. Măi, ieri începi? Tu chiar nu pricepi? Măi, vorbeam strict profesional. Am o anchetă foarte complicată, ceva cu vânzări de droguri, și am nevoie de expertiza ta. Mă, dar greu mai scapă omul de o etichetă lipită pe frunte. Ce să-ți fac, Mătescule? Singur ți-ai pus-o acolo. Fii atent, treabă murdară. Avem informații că un grup de nemernici vrea să plaseze droguri pe la copilașii de liceu. Vai, șeful, pe mine mă preocupă integritatea liceenilor. Ei sunt viitorul nostru, nu? Mersi de cafea. Da, șeful, aveți ceva la ochi? De bolovăniți așa? Știu eu, masaj de relaxare, vreți? Băi, mai bine, ia-ți cafeaua, ia-ți și masajul și du-te-n... Du-te-n arest și bea-o în liniște. Cafeaua, gen. Ah, mersi, șeful, că vă gândiți la mine. Dar prefer să stau aici, n-am nevoie de liniște. Vreau să fiu băgat în ancheta asta. Dar eu prefer să te duc să-ți bei cafeaua în liniște la rest! Am de discutat o chestiune serioasă. Adică ce? Eu nu sunt serioasă? Ce sunt eu? Ilie, te rog, eu salvează-mă. Uite, mă sunt pe partea dreaptă aici și nu reușesc să scap de groasă. Da, te rog, pe partea dreaptă, te rog. Iasă, 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 nu iasă, nu iasă. Te rog, Ilie, te rog, Ilie, salvează-mă, Ilie. Exact, domnișoară. Păi ați mai livrat pizza la noi. La birou, la Piubela. Rămâne aceeași comandă. Auziți? Aveți și topping de șorici? Știu că costă, dar nu-i problemă, că am bani. Revin eu cu telefon. Păi ești nebun. Eu chiar am bani? Da, mă, ce vrei? Nu știu ce faci tu, Gogule, dar eu vreau să mă întorc în vilă. Nu mi se pare normal să dorm ca un aurolac și să-mi rup spatele aici pe patul ăsta din agenție. Îmi permit să stau oriunde. Și eu să nu pot să stau în casa mea? M-am săturat să mă doară cârca, Gogule, de la patul ăsta mic de aici. Bine, bă, ce să zic? Eu te cred, dar nici aici în vila nu poți să vii. Că e închisoială deja, stăm clai peste grămadă. Ce naiba, știi foarte bine. Bine, mă rog, dacă vrei să dormi în pivniță, e liber. În pivniță? Păi eu... În pivniță să dorm tu cu măta și cu tot neamul tău. Că nu te-am sunat să te jignesc, da? Eu am bani! De când îmi doream să fac asta? Mă, tu nu mă dești mie banii, dă-mi laptele meu de berbecuți, măi! Bag bomba la tine! Am glumit, eu nu sunt de-aia. Dacă vrei, zgând. Zălămăle... Ce faci? Nimic. Hai să spun ceva mișto. O să am un subiect bombă. O să particip la o anchetă a poliției care vizează o rețea de traficanți de droguri. Tu stai seama că o să rupă gura târgului și audiențele și tot. Da, da, tu ce trebuie să faci la ancheta asta? Eu o să fac un filaj. Ăia distribuie drogurile la liceeni, prin cluburile lor de fițe. Iar eu trebuie să mă infiltrez, să strâng cât mai multe dovezi. Nu e așa că e grozav. Dar ce să faci tu mai în cluburi de liceu? Păi acolo sunt numai copii, tu ești mama bătrână. Poftim? Mama, nu, mama, da, e bătrână. Tu ești mămică dânără, femeie serioasă. Ai copii la casă, măi? Mai bine trimite pe altcineva să facă filajul ăsta. Hai, mersi că mă înțelegi. Tu te-ai făcut fericită pe mine. Ce-am făcut? Da, mă întorc. Ăsta m-a făcut babă. Oh, mai brat, Igor! Ce faci, frățiorul? Ai simțit mirosul banilor de la graniță? Da, ai venit? Ei, Van Damme, dar ce bă, ăștia sunt bani? Stai mărunțiști de cumpărat semințe, mă. Pentru bani serioși, am eu o propunere. Pay attention. Acadele cu forme speciale pentru adolescenți.
Băi, brat, bă, nu știu cum e la voi acolo peste Prut, dar la noi în țară, adolescenții nu mai suc bomboane de-astea de mult. Păi da, mă, dar noi le facem cu forme speciale, cu forme perverse, înțelegi, ca să-i atragem. Le vindem la negru, bineînțeles, ne umplem de bani și aia e. Hm? Te bagi sau nu? Succes! Succes, brad, dar eu nu mă bag, nu vreau să mă complic cu chestii de-astea. Îmi ajung mărunțișul ăsta, mă, ia uite. Acum am și gagică nouă, trebuie să-i caut un pic în coarne. Diseară vreau să o duc la Znagov pentru prima noapte de dragoste. Rup. Eu zic să te mai gânde... Bună! De fapt, nu te mai gândi la nimic, a treaba ta, ai dreptate. Auzi, caută-l pe Gogo. Că el face pe clownul pe la petreceri de copii și poate vrea să ridice media de vârstă. Mersi de pont. Totuși, dacă te răzgândești, dă-mi un telefon. Okay. Am intrare la cea mai mega, super, ultra petrecere din oraș. Club Aloe, ăla de pe Baltă. Mamă, ce tare! Vreau și eu la fițe! Uite, Van Damme, uite, uite! Deci, dacă te răzgândești, call me. Ok. Bye, bye. E de fițe? Au bere la halbă? Și mici. Ok, mergem. Auzi, mă, nu zici că e bun și triplul ăsta al vostru dubios la ceva? Măcar mai ieșim și noi așa, ca băieții. Păi, dar normal. Dar e soluția perfectă. Este, mă. Păi facem ce vrem, programul nostru. Facem, păi nu facem noi. Bună, doamnule. Alo? Ia zi. Ne vedem azi? Mi-e dor de tine. Azi? Azi nu ne vedem, nu se poate. Ai mult de muncă? A, vrei să-l suni pe Mateescu să te învoiască? Nu. Păi și atunci de ce să nu ne vedem? Păi pentru că astăzi nu pot, astăzi ies cu gogoașă. Îmi pare rău, nu ne vedem, ne vedem mâine. Hai, pa! Mama! Și așa zici tu, mă, mică ta, doamnule? Câte ori? Boho! Te-am speriat, tihi! Mi-au potuica! Vreau pătuica, vreau pătuica, gata, nu mai urla, Nu vreau mătuica, vreau pătuica, ce? Pătuica mea, ce caramene mic. Ia, doi grai pe veci. Nu vreau plăpumica, vreau pătuica. Vreau pătuica mea. La mine urgent. Și vreau și stupetel. Och, și urecă mea sus. Eu am treabă 2-3 ore și vreau să... Nu te mai holba! Vreau să aveți grijă de tanti, să-i dați ce vrea ea, să faceți ce vrea ea, da? Sunteți în deplinătatea facultăților mentale, sunteți maturi, vaccinați? Mă, să mă schimb! Pe poziție! Vreau cu tețel! Vreau cu tețel, nu, că am făcut pârciucul! Cu tețel, vreau cu tețel mai repede! Dă-ți cu tețelul! Nu am dat pe jos, dă-ți cu tețelul, mă! Pot să fac și pișulic. Mai, ne vedem de seară, da? Hai, culis! Etajerate! Mamă, asta e apă, nu ca gloava aia de Teo! Ce mai faci, ce mai zici? E, uite cum... Hai că, de seară sper că vii cu noi, nu? Nu! Cum să vin, mă, că am program cu Gagica Chiorete? Păi ce făceai, mă, te rog eu mult, mă, că suntem trei îndrălii, unul mai prost ca altul. Să mergem să ne distrăm, facem și noi o horă, o rumbă, o cutare, o cutare. Ce? Nu pot, mă, Chiorete, să vă ajut. Vă rog și eu să o plimb pe Varvara undeva în afara Bucureștiului, să fim romantici. Până rezolv problema din vilă, trebuie să găsesc alternative. Și mai ales că în seara asta, sper să fiu noapte de vis și de pomiră, dacă mă înțelegi în debat. Ala, prietenești. O să conduci ca prostul toată noaptea până găsiți un loc și o să dorm lângă ea, prostule. Ce? Să nu-l mă, că o să fie acțiune, mă, ce știi tu! Începem, da? Mă lăsați să mă concentrez un pic. Mă asculați.
Ah, tinere domniță, puteți să-mi prezentați și mie mopul ăla cu aburi. Bună ziua! Revin eu mai târziu. O cafeluță pentru șeful să poată concentra mai bine. Măi, femeie, tu ai de gând să-mi prăjești inima? La câtă cafeină crezi că rezist eu? E, bine, dacă nu vezi dumneavoastră, o să o beau eu să mă pot concentra mai bine la soluționarea cazului cu droguri de la liceu. Dar la cazul ăla n-am nevoie de ajutorul tău. Adică vrei să spuneți că eu nu mă pricep sau ce? Ba da, măi, Grațiela, te pricep și te-ar foarte bine să stai pe capul meu. Măi, Grațiela, sunt plin de treburi. Nu mai bine te duci tu la cofetăria de la colț să vezi ce prăjituri noi au mai băgat. Vreți? Mamă, vă aduc un ecler. Au ăștia niște prăjituri. Nu vreau ecler. Nu vreau ecler, n-am poftă acum, măi. Grațiela, dar du-te și mănâncă-le tu pe toate. Să-ți menții tu ușorul ăsta în formă. Dumneavoastră vreți să scăpați de mine, da? Să știți că nu e cinstit. Și niciodată nu mă băgați în cazurile foarte importante. Am și eu demnitatea mea și orgoliul meu, da? Că de asta m-am făcut polițist. Și pentru asta că m-am supărat, o să mănânc singură eclerul. La revedere! La revedere, Grațiela! Te bag, mă, te bag în... Am revenit, tânără domniță. Deci sunt eu cu mopul cu aburi. Da, vorbiți încet, rar. Vine băiatul, vine băiatul. Eu uite, pe tine te căutam și te-am și găsit. Ce mai speriat? Și cu ce te pot refuza? Cu ce te pot ajuta? Păi am o propunere care e chiar de nerefuzat. Da? Și anume, vreau să mergem amândoi de seară în club. Noi doi? Da. Nu, scuze, da, vezi, nu știu cum să spun ție. Mie îmi plac femeile, nu băieții. Bineînțeles că îți plac femeile și mie îmi plac femeile, dar noi mergem ca bărbați în club. Ca bărbați? Exact. Ce prost sunt, am înțeles exact, pădos. Adică... Și ce mai zici, ce mai faci, cu ce te mai ocupi? Mai nimic, sunt clovn. Bilip. Ta-da! La petreceri pentru copii. Păi să știi că propunerea mea e oarecum tot în zona asta. Da? Și anume, adică... vreau să mergem în club la o petrecere de beizadele. Adică niște copii de ăștia mai mari care au foarte mulți bani. Ah, și clubul, bineînțeles, că e de la dăfiețe, adică aloe. Oh, aloe? Ala după malul lacului? Fițe? Deci, te bagi sau nu? Da, cum să nu, sigur că... Da, te super dacă te rog ceva? Ce? Adică să nu vin singur, să vin și eu însoțit, cu doi prieteni. Îi știi, poponeți și cu cherete. A, nu, dar tu știi că mie nu-mi plac gaburi și ăștia-s polițiști. Igor, stai, că nu o să vină în uniformă, nu o să fie de serviciu, o să vină civil. Mm-hmm. Și când sunt civil, ăștia fac numai tâmpenie. Dar să știi că nu sunt niște băieți scorțoși. Să știi că dacă stau bine să mă gândesc, nu e o idee rea. Ai văzut, gata. Dar dacă vii cu ei, o să am o rugăminte la voi. Vreau să mă ajutați să-mi par niște acadele din astea cu forme mai speciale, mai kinky, așa, pentru adolescenți. Promoționale. Acadele promoționale cu forme mai kinky. Acadele kinky. Da. Pentru adolescenții după da, promoționale. Promoționale. Promoționale, tu? Da. Am ciungă în păr? Păi n-ai păr. Mă rog, sunt prost? Bine m-ai prins. De fapt, le vând la negru. Dar nu trebuie să știe nimeni asta în afară de noi. Noi doi. Noi doi știm asta. Da. Și o să te mai rog ceva. Da. Tu strângi banii de la toți adolescenții, dar când nu te văd prietenii ăștia doi ai tăi, bagi banii la buzunar și este pe urmă... Porbe și stabilim tot. Da. Perfect. E ok? Da, sigur. Bun, păi atunci ne vedem de seară. Da. Ne îmbrăcăm frumos, elegant. Da, dărându-l la cu haine pe mine. Da. Să facem impresie. Da, da. Suntem oameni valoroși. Sigur, ochelari la ochi, ciungă-n păr. Pardon, da. Au, ce doaie multica! Au, 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 au! Au, ce doaie multica! Bunim gaz pe mult? Nu vreau! Am văzut la cineva, a rezolvat problem! Nu vreau, nu vreau! Au, arde, arde! Uf, apa, 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 apa! Ies în shopping și cumperi tot felul de prostii pentru copii. Numai tâmpenii de care nici măcar nu ai nevoie.
Și faci asta numai ca să nu dai prea des pe acasă. Pentru că nu mai suporți pe nevastă, dar ăsta e adevărul. Nu mai suporți, nu mai placi deloc. Asta faci. Și ai vrea să fii pe placul tuturor. Dar nu-ți iese, mă. Ești rahat. Incredibil. Atât de adevărat, atât de limpede. Asta simțeam și eu, dar nu găseam cuvintele. Minunat! Fantastic! Ah. Wow, suntem pe cale să prevedem o nouă metodă. Și incredibil de eficientă. Alo? Ce mă, cu scandalul ăsta? Ce se întâmplă acolo? Dandi omoară la noi! Nu mai putem! Ha, acasă! Oh, incredibil! Doi bărbați maturi nu sunt în stare să aibă grijă de o bătrânică. N-am văzut așa ceva. Vin acum! De ce, mă? De ce trebuie să le fac pe toate eu? De ce? De ce? Pentru că așa suntem noi, femeile. Facem de toate și nu vă suntem pe plac. Mai veniți și voi cu frustrările voastre și ne puneți nouă în cârcă. De ce nu-ți mai place, mă, de nevastă ta? De ce? Îți zic eu de ce? Că te visezi o vacanță cu femei în bikini, a? Nu mai e bine acasă, e greu cu copii. Păi da, este greu dacă toată atenția este la copii acolo, ce să mai fac? De ce ai mai făcut, mă, copii? De ce? Crezi că eu am vrut mama, am vrut mama! Am vrut să crească nepoții! Că ești un laș și te ții de fusta mătii și la 40 de ani! Așa este! De ce crezi că sunt aici? Păi atunci muncește, dragă, muncește ca să te rezolvi! Și tu, fată, fii mai bună de fier, așa, mai zdravă, numai trei ceva greu de făcut. Nu, bum, ce ăsta-i dau? Salutare tuturor! Cu tine am treabă. Ne scuzați puțin și noi ca fetele. Treabă. Am auzit că vrei să te implici în ancheta aia cu drogurile. Da. Și aș vrea să mă ajut, dar să nu afle Matescu. Ce zici, te bagi? Mulțumesc, mulțumesc, ești cea mai tare. Pentru asta dau o prăjitură bună. Nu, mersi, că de-acu o oră am intrat la cură. Dar că am trebuit. Staying alive, staying alive. Hai, mă! Ce facem? Ce facem? Ala unde? Hai proasta, cartier! Mai faci a ta freza! Vino cu coaș că ne așteaptă gogoșarul! Haide, mă, că nu făceam nicio freză, mă dădeam cu ceară! Hai, mă, le zici unde mergem? Băieți! Unde mergem? Nu vă lasă fratele vostru la greu! V-am făcut rost de intrare la cel mai tare party din oraș care se există! Yeah. Chef de peisadele, nu alta? Băi, bravo, mă, bravo! Băi, deci ce să... Cum să... De-aia îmi place mie să fiu un triplu cu ăsta, mă! Ai văzut? Da! Ce faceți, băieți? Oh. Aveți paradă? Da! La circ? Da! Eu am treabă cu doi dintre voi, cu unul mai ales. Hai că trebuie să vorbim acum! Măi, pare rău, dar calitate de amant! Ce a spus și lui ăsta, știi așa? Ce nume, mamă, ce am aflat! Ce? Așa, calitate de amant, am și eu drepturi, da? Da! Și dacă ți-am spus deja că în seara asta nu pot să te servesc, asta e, eu trebuie să respect angajamentele. Costele, ceva, ceva, că nu e posibilă o asemenea atitudine în triplu, da? Mă, dar în triplul ăsta eu sunt soțul pentru tine și prieten pentru prietenul. Iar în calitate de prieten pot să spun că seara asta e un plan făcut care nu se anulează. Iar în calitate de soț pot să zic că ce este între voi nu mă privește. Iar eu, în calitate de păstrător al valorilor familiei tradiționale, te rog să pașlim la tine acasă, Iapo. Acelea suntem toți trei în calitate de camarași. Și ne pregătim să ieșim și noi, la ce? Ca băieții. La ce? Bă, dar voi vorbi serios, nu? Aaaa. Incredibil, nici doi nu mai sunt de ajuns. Mamă, ce ne s-a pără. Dar voi cum vă vedeți ce faceți? Vă duceți degeaba, ha? Hai, prieteni! Hai! Hai cu mine! Să ai prieteni! Ușor, să pornim la drum! Ia-o tu în față, că ești! Ia-o în față! Hai, Sibir! Mulci băi! Să pornim la drum! Mulci băi! Mor de vânt! Aceasta a fost vremea pentru astăzi. Vă mulțumim! La revedere! La revedere, de fapt. Altă cu boala asta. Psst, Barbie,
Oh, ce drăguț că m-ai așteptat! Să știi că te-am așteptat pentru că... Vreau să sărbătorim împreună beneficiile comisionului obținut de tine! Surpriză! Facem o scăpată de la Snagov, vrei? Serios? Normal că vreau! Ce romantic, ce frumos! Eu brazec, zidu, brageloz! Unde ne-am găsit noi doi? Băi, e mult mai bine decât să vă destrăbălați la cluburile alea de fițe! Că am văzut eu cum faceți voi românii dacă aveți bani! Îi aruncați direct în lăutare, așa la pe dreger, mă! Da? Și am fi putut să mergem unde a zis prietenul al tău. Cu accent, de peste Prut. Da chiar, unde zicea? La Aloe? Ah, exact, la Aloe. Care prieten? Igor. Ah, și Aloe ce e? E o blandă, se învață la școală. Ai făcut și tu, mă, Danica, cum am învățat eu în școală limba română. Aloe e un club unde se duc toți copiii ăștia de bani gata. Și Igor are acolo rezervat masă, separeul lui, e miștocică. Ah, bine, atunci... Eu vă las să vă continuați discuția la o cafea. Ok, hai să bem o cafea să ne revenim. Tu ți-ai bine și tu cu ei să bei o cafeluță, haide, fugi. Băi, eu am băut 5 cafele azi. Na, n-are nimic, mai bei una, că diseară te țin treaz până târziu, avem treabă. Bă, diseară? Alo, Graciela. Și te prind. Și te prind. Avem picior! Mi-a furat cineva piciorul! Avem două! Alo! Te rog frumos, nu mai știu ce să mai fac cu tanti, nu mai pot, ajută-mă, că și eu te-am ajutat pe tine! Da, și eu ce să fac? Tu ai paranormalele! Folosește-le pe tanti, schimbă-i personajul în care e captivă! Păi, nu zici că ai dreptate? Mersi mult, hai, noapte bună! Avem picior și mi l-a furat cineva! Nu mai am picior! Ia te voi. Nu am nicum de ajuns aici la pământ. Oh, mă scuzați. Bine ați venit la noi. Cu ce vă putem ajuta? Un masaj la tâmp doriți? Pentru că la noi în unitate infirmierele pot să ofere și astfel de tratamente. Aș vrea unul la spate, că mă cam doare spatele de la oboseală. Cu siguranță. Deci am mers, nu pot să cred. Stați relaxată că eu am să vă fac tot masajul. Ah, ce viață! Cum de nu m-am gândit la asta până acum? Spre ce-mi doriți și cu finalizare? Nu, 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 aici la spate e foarte bine. Și la spate merge cu finalizare. Da, acolo sus e perfect. Okay, perfect. Așa, mai tare un pic. Chiar sub nasul nostru. Îți vine să crezi? Ăștia-ți plecați cu surcuva, bă! Faceți bine, băieți! Wow! Ce cuib de șerpi are asta în păr! Băieți, mai are cineva dintre voi? Măcar o acadea din aia perversă, că a fost minunată! Trăiască Sfântul Igor, că multe minune are! Nectar pe băți! Sugi un pic la acadea și simți că zbor! Păi. Grațielul ăla a pus droguri în acadele? Ai vreuna confiscată? Am, da, nu pot să-ți arăt că e rușine. Dacă ai ști ce formă are. Și mama m-a învățat să n-arăt așa ceva. Stai de mă rog, dar du-o la laborator. Că de ăștia mă ocupi. A, și Igor unde era? Nicăieri! M-a și speriat. Degeaba m-a speriat. Hai că am plecat cu proba, pa! Pa, pa, pa! Ce aveți? Ai zis că ai grijă de noi. Ne faci o omletă. Oh, omletă! Da! Facem omletă! Trei omlete! De ce nu ai cerut multe? Nu vine să cred că de 6 ore nu trece nimeni pe aici să ne tracteze și pe noi până la prima benzinărie. Îmi pare rău, Varvi. Asta-i, n-avem condiții pentru prima noastră noapte de dragoste. Doar că până așteptăm noi condițiile, se duce naiba dispoziția. Adică tu ai fi de acord să... în mașină și cu câine? Credeam că nu mai întrebi odată. Sunt ok, urcă-te sus!
toată! Emma, felicitări! Bravo! La așa o promptitudine, zău că nu mă așteptam. O să mă revanșez financiar. Mersi frumos, dar nu e doar meritul meu. Grațiel a fost la filaj, eu doar i-am dat pontul. Gata! Gata! Mulțumesc, șefa! Adică știu că șeful este doar unul singur, dar așa-i spun eu pentru că mi-a dat ocazia să mă afirm ca polițistă bună și pregătită ce sunt și ca drept de mulțumire ți-am adus prăjiturica. Da, ai zis că ești la cură, așa că o pap eu. Doamne, doamne, ce secție am! Bă, numai la prăjituri, băie, numai la gouoși, numai la mici, numai la ceafă de porc, numai... Gata! Bă, voi doi o să-mi fundați pușcăria pentru trafic de droguri, bă! Ăsta nici nu știu ce caut aici! Îmi permite să raportez! Noi am vrut să ieșim toți trei! Ca băieții! Da! Și cu Igor! Și să știți că Igor nu e ceea ce pare! Iartă-ne, șefu! Iartă-ne că noi suntem băieți cu minți! Dar au fost așa de bune în cadelele alea! Și aveau niște forme de chichi, michi, frichi! Râdeți, da. Vai de mama voastră! Bă, dacă v-aș face raport, ați infunda pușcăria! Ne-ar desfința ăștia secția! Fii atent la mine! Bă, voi doi spuneți că ați fost sub acoperire și grăsuțul era momeală! Te-a făcut grăsuț? Momeală! Tot îl prinde noi pe Igor ăsta! Șef! Stai, gata, gata! Gata, gata, gata! Gata, gata! Dacă nu mă excludeți din colectiv, nu e corect, n-am să pup! Uite, ia! Nu n-o mă excludeți! Nu, 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 uite-l! Eu nu fac parte din colectiv, pa! Uite, 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 pupă! 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 Ce?
spun eu de mulțumire că mi-a dat ocazia să mă afir ca polițistă bună și pregătită ce sunt. Și pentru că ți-am promis. Ai, moi, Jeanne! Să știi că propunerea mea e oarecum tot în zona asta. Da? Și anume, adică... vreau să mergem în club la o petrecere de beizadele. Adică niște copii de ăștia mai mari care au foarte mulți bani. Și clubul, bineînțeles, că e de la dăfiețe, adică aloe. Oh, aloe! Ala după valul lacului! Fițe! Deci, te bagi sau nu? Da, cum să nu, sigur că... Da, te super dacă te rog ceva? Ce? Adică să nu vin singur. Să vin și eu însoțit, cu doi prieteni. Îi știi, Poponeți și cu Cherete. A, nu, dar tu știi că mie nu-mi plac gabori și ăștia-s polițiști. Igor, stai, că nu o să vină în uniformă. Nu o să fie de serviciu, o să vină civil. Și când sunt civil, ăștia fac numai tâmpenie. Dar să știi că nu sunt niște băieți scorțoși. Să știi că dacă stau bine să mă gândesc, nu e o idee rea. Ai văzut, gata. Dar dacă vii cu ei, o să am o rugăminte la voi. Vreau să mă ajutați să împart niște acadele din astea cu forme mai speciale, mai kinky, așa, pentru adolescenți. Promoționale. Acadele promoționale cu forme mai kinky. Acadele kinky. Da. Pentru adolescenții de băieți. Da. Promoționale. Promoționale. Promoționale, tu? Da. Am ciungă în păr? Păi n-ai păr. Mă rog, sunt prost? Bine m-ai prins. De fapt, le vând la negru. Dar nu trebuie să știe nimeni asta în afară de noi. Noi doi. Noi doi știm asta. Da. Și o să te mai rog ceva. Da. Tu strângi banii de la toți adolescenții, dar când nu te văd prietenii ăștia doi ai tăi, bași banii la buzunar și este pe urmă... Orbe și stabilim tot. Da. Perfect. E ok? Da, sigur. Nu vine să cred că de 6 ore nu trece nimeni pe aici să ne tracteze și pe noi până la prima benzinărie. Îmi pare rău, Varvi. Stai, n-avem condiții pentru prima noastră noapte de dragoste. Mm-hmm. Doar că până așteptăm noi condițiile, se duce naiba dispoziția. Adică tu ai fi de acord să... în mașină și cu câinii? Ah, credeam că nu mai întrebi odată. Oh, sunt ok, urcă-te sus! Mai odată! Emma, felicitări! Bravo! Așa o promptitudine, zău, că nu mă așteptam. O să mă revanșez financiar. Ah, mersi frumos, dar nu e doar meritul meu. Grațiel a fost la filajie, doar i-am dat pontul. Doamne, doamne, ce secție am, bă, numai la prăjituri, băie, numai la gouoși, numai la mici, numai la ceafă de porc, numai... Gata! Bă, voi doi o să-mi fundați pușcăria pentru trafic de droguri, bă! Ăsta nici nu știu ce caut aici. Îmi permite să raportez. Noi am vrut să ieșim toți trei. Ca băieții. Da. Și cu Igor. Și să știți că Igor nu e ceea ce pare. Iartă-ne, șefu, iartă-ne că noi suntem băieți cu minți. Dar au fost așa de bune acadelele alea. Și aveau niște forme de chichi, michi, frichi. Râdeți, a? Da. Vai de mama voastră! Bă, dacă v-aș face raport, ați înfunda pușcăria, ne-ar desfința ăștia secția. Fii atent la mine. Bă, voi doi spuneți că ați fost sub acoperire și grăsuțul era momeală. Te-a făcut grăsuț? Momeală. Tot îl prinde noi pe Igor ăsta. Șef! Stai, gata, gata! Gata, gata, gata! Gata, gata!
camaradii, păi ce facem, mă? Nu ți-a zis măta că dacă te joci cu focul, faci pipi în pat? Adică? Adică, bă, băiatule, tu-ți bați joc de acadelele mele? Ha? Ați făcut atâta vâlvă proasă la petece, de mi-ați compromis livrarea. Auzi, ce? După ce ca acadelele tale perverse arătau ca... Vorba aia, mai conțineau și droguri și le-ai dat și copiilor. Traficant inconștient și irresponsabil ce ești. Bravo, bravo, bă, inteligentul satului, dar tu cine credeai că sunt, mă? Moș Crăciun, Zâna Măseluță, cine credeai că sunt? Da, că uite, eu sunt iepurașul de Paște. Gura, acum lăsând gluma la o parte, tu și gașca ta de proști m-ați costat o grămadă de bani. Așa că să te faci banii rapid dacă nu vrei să te întâlnești cu dealerii moldoveni. Pe podul de flori de peste Prut, bineînțeles. Aș încă ceva. Să nu cumva să sufli o vorbă ca să nu te trezești cu respectivele flori direct pe piept. Ne-am înțeles? Așa. Am pus-o. Ah, ce bine. Bună, măuica, ce faci? Uite bine, la o cafea de fițe prin oraș, nu se vede? Mai lasă. Vrei să ține o companie? Că nu se face ca o mândrețe de gagică așa ca tine să șadă singură pe la terase pe un oraș, că e periculos? Hai că asta îmi place la tine, că ești caterincoasă, că ai simțul umorului, să ne-am paie la măgar. Vai, n-am nevoie, dragă, de nicio companie, mă descurc și singură, că doar de aia sunt polițistă. Mă rog, am fost, da? Mămica, să ne împăcăm. Că de când tu nu mai ești în viața mea, am început să palma tâmpenii. Chiar am început să mă cer cu legea. Eu, tocmai ce am fost până în niște baruri și am distribuit acadele cu droguri la niște mucoși de liceu. Și eu ce să-ți fac dacă atât te duce capul? Așa, ia-mă tu pe mine la ture. Și-o care venisem cu gânduri că o să mă mângâi, o să învii pe sufletul rănit, așa ca covertura moale. A! Ce? Ce face cu drogălul? E la somn sau e ca... Nu, dragă, se joacă de mumia faraonului. Aha. Adică, cum adică? Adică ce, șchior nu vezi? Mai subțire cu chior, că nu te-a strigat pe numele de fată damigeană niciodată. Te trădează numele, chiorete. Stă-ți apână așa cu mâinile pe piept, n-o vezi și mimează mumia. Face asta de ieri. Da, las că mie îmi convine, e perfect așa, că pot și eu să mă odihnesc un pic. Dacă ție-ți convine, omul ăsta să stea 3 ani așa. Hai, nu pleci? Nu, de-abia am venit. Neața, ai cineva pe aici? Ți-a căzut Batista. Dar de curate că s-au lipit. Da, s-a îndoit. Mai spălești tu vasele. Nu curge apa, Chitra a oprit robinetul. Ia zi, mă, petrecărețule. Ce? Cum e aia, mă? Nu dați banii pe prostii, luați acadele la copii? Bune, și pe dinăuntru și pe din afară. Bă, cât de prost să fii, mă? Să vinzi droguri minorilor, a? Dar ce-ai și tu cu mine? Că eu n-am știut că vindem droguri la minori. Eu am zis că facem doar promoție. Țur promoția de cap să-ți fie dacă te punea cineva să promovezi calașnicoave și să zici că sunt jucările promovai, mă? Da, uite, da, 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 sunt prost, îi recunosc că încă mai am încredere că există oameni cinstiți, na. O, băiatule, chiar ai probleme dacă tu încă mai crezi în oameni cinstiți și în Moș Crăciun. Mă, dar ce fiți toți cu Moș Crăciun? Că există! Ești prost, bă! Pentru că nu faci diferența între oameni și rachet. Racheții nu e oameni! A? Exact cum am zis! Nu e! Adică e o figură de stil? Tu ești o figură, mă! Fără stil! Slam dunk! Yes, Shaquille O'Neal! Și cu bucăturile astea! Ce? Ai mâncat și tu acadele? Trebuie să mă duc la studio. Dă-l încolo de studio! Vrei să pleci și să mă lași așa nemânguiat, o? Tu ești conștient că de 2 zile numai asta facem, nu? Bine măcar că prezint meteo. De ce? Fiindcă la meteo prezint în picioare, nu sunt nevoită să stau jos. Că nu mai pot să stau jos, Vandame! Mulțumesc că ăsta ești cel mai frumos lucru pe care mi l-a spus o femeie vreodată. Datorită ție, am renăscut! Vandame! Ridică-te! Și umblă! Alo, nu, 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 nu,
mai bine stăm aici pe canapea și le trăim viața, că e scurtă și e păcat să o irosim. Hai, stai jos acolo că ți-arăt eu cum. Hai, 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 sturică picioarele alea. Mama! Nu așa mult că pot, nu să nu te uiți în... că te împietrește ca meduza. Mai suaf, țăranilor, că nu cărați sacul de cartofi, dar și șoferi la RATB nu sunteți. Duceți-o acolo mai în stradă, mai în stradă și ștergeți-o bine de praf. Să nu se mulțească acarienii, că sunt alergică. Hai, cu talent, cu stil, așa, așa, așa. Ușor, 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 vezi să nu se spargă. Așa. Niște zeamă de varză, ouă clocite, prune uscate, ceva? Ah, mă dau vânturi după inima ta asta mare și mână mămică. Ce dragi mea se întâmplă? Paranormalele Curities, nu știi că se activează când suntem împreună? Și crește sarcina electrică. De asta nu putem noi doi să fim împreună, pentru că ne stă în cale curentul și e pericol mare. Bagă-mi măsa de curent, că acum vine să mă duc la o centrală să mă conectez, ca să mă descarc tot. Sau să te carbonizezi tot, Chiorete, nu fă prostii, da? Ăsta-i darul nostru și trebuie să-l acceptăm. Că dacă nu, cine știe, se întoarce împotriva noastră. E, las, că tot ai găsit un electrician să mă repare, da? A, păi succes, drum bun! Hai, du-te, Chiorete, că am și o priză care tocmai s-a stricat. Glumeam, mămica. Potolește-te! Hai că... parcă rămân la zeama aia de varză de mi-ai promis-o, ia. Gogule, așa, nici usturoi n-ai mâncat, nici gura nu-ți miroase. Ai, mă, fata, că am mâncat usturoi ieri cu mămăliguță și m-am spălat pe dinți, să știi? Și uite, acum am mers în ciungă. Gogule, nu fă mișto de mine, că n-am chef. Dar ce? Bine, bine. Poate vrei să vedem ce mai fac mămăliguța și usturoiul, că-ți dau ce, mă. A, nu, niciun caz, nu. Sau poate vrei să-ți scoți ciunga și să-ți o bag în... Ok, bine, gata, m-ai convins, să-ți spun. Eu trebuia să iau bani, în timp ce Poponeț și Cuchiorete nu erau atenți că ei împărțeau cadelele. Și acum eu trebuie să dau banii lui Igor și nu știu ce să mă fac, că nu vreau să ajung cu flori pe piept în cauza lui, dar nici să-mi văd ce mai fac mămăliguța și cu mușdeiul din cauza ta, nebunul. Bun, bun, păi dacă nu vrei, fii atent cum faci. Cum? Îl sunt frumușel pe Igor și dai întâlnire la agenție la Van Damme. Chipurile că vrei să-i dai bani. Așa și? Tu o să porți un microfon. Nu. Îl provoci la un dialog frumușel și îmi faci să mărturisească. Nu pot. Nu, că mi-e groază. Deci ce, mă, prostule, că o să fiu eu acolo să-ți păzesc spatele? Da, și părăză de papier, cine mi-l păzește? O să mi se smulcă că nu o să trebuiască să dau microfonul jos, că ăla se lipește cu scoci, ai uitat? Aș putea să ți smulg eu acum, ca să nu te mai deranjeze atunci, doar să-mi spui ce fel de ceară îți trebuie, simplă sau cu arome? Așa, mă, ostră, nu, gata, nu, lasă că mă descurc eu, o las așa. Bine, pune mâna pe telefon și sună-l. Întâlnire la ora 6. Hai. Bune? Hai. Și pe cine sun? Trebuie să plec la emisiune. Sunt în mare întârziere. Să stai așa un pic, încă n-am terminat cu tine. Da, dar trebuie să... Mai... Nu poți să ții și tu un liber pentru situații de urgență? Nu știu că ai inundație în casă, a venit cu tremuri, invazie de lăcuste. Trebuie să existe ceva. Ești bun, dar nu chiar atât de bun. Stai să-l sun pe Hasan. Adică Hasan e mai bun decât bine? Auzi? Învoiește-mă și pe mine pentru asta, te rog eu. Am o gripă din aia îngrozitoare și trebuie să stau la pat, să transpir, ca să iasă rău din mine. Da? Mulțumesc! Să vezi cum scot eu tot răul din tine! S-o crezi tu că e cineva aici? Auzi, nu ai o pătură sau ceva să punem pe noi? Sunt stresat, poate ne vede naiba cineva! Să nu pleci! Varvi? A, ești acolo. Vine imediat. Mai e mult din zeama aia, că suși la de 3 ore. Mămică, păi nu mă știi cum sunt eu? Bă, când îmi place ceva, îmi place. Nici nu mănânc, nici nu beau repede ca prostăvanul. Eu savurez. Așa am înțeles că le zice și la franțuși. De să numește ei... gourmeți.
Cum, mă? Poate gurmanzi ai vrut să zici. Nici într-un caz. Gurmanzii ăia dă și îndoapă mațul ca aplea. Mănâncă cu 6 guri. Să face cât vaca și neamuri proaste. Ăia care doar dezgustă din vârful deștelor mâncare și băutără fină, ăia e gurmeți. Așa sunt eu, un gurmete. Vai. Watch me. Pardon. E nițel fermentată, dar e bună. Să simte mânuța ta aroma, căpșunicul să... Păi ceva ca poți să o iei, dragă, acasă. Uite, restul ăsta de ți-a rămas dacă îți place așa mult. Hai, hai! Lasă-o, mică, că savurez acilea. Ce rost are să-mi o bată soare până acasă. Auzi, dar la știi la ce mai mă gândeam eu? Tu te gândeai? Da. Ia socat eu pe scârba aia de vrăjitoare. A, mă, bestia aia nenorocită de ne-a făcut bucata cu... cu fulger. Să-i zic să-și ia darul înapoi, că o bag în măsa și să-și... Lasă că eu nici nu mai spun ce să facă cu el. Și dacă îi vorbesc frumos, poate reușim să ne și împăcăm noi doi. Unde mă mai găsești tu pe aia acum, Chiorete? Lasă-mă, mică, ce te îndoiași. Păi nu mă știi că am fler în nas. Eu scopui bătrân, mă, mica, găsesc. Prea bătrân. Găsesc orice. Se zice nevastă, se zice partener. Asta este terminologia de triplă, am mai discutat lucrurile. Cine pune spisea triplă al dracu? Te rog eu frumos, partenero! Ajută-mă că n-am dat dracu, m-a băgat! Am într-o combinație cu Igor, de unde s-ar putea să ies cu păr pe piept, îți vezi? S-ar putea să ies cu... fără păr și cu flori pe piept, asta voia să zic. Da, să-ți dau curaj, zici. Da. Cum vrei? Vrac sau la pachet? Câte grame vrei? Am mă, lasă-mă în pace cu prostiile, trebuie că n-am niciun timp, da? Dă-i drumul de aici. Partenerul nu e nicio prostie. Păi bune, serios, și ce, în pauza ta de masă astronomică, nu poți să mă asculti și să mă încurajezi? E că nu e momentul, Gogule. Tot ce pot să spun ca sfat este că pericolul nu e real, frica e opțiune. Ba da, pericolul. Am luat savarine, sper că înțelegi mesajul. Ah, ce vreau. Nu știu cum. Bravo, bravo, stai, ăsta este triplul normal. Când voi vreți să mâncați prăjituri singuri și pe mine să nu mă încurajați și să-mi dați și mie o bucățică mică de... Păi du-te și ieți. Nu, știi ce? Facem savarina lui Teo pe dândouă. Dacă vrei. Aveți treabă? Pardon. Mă duc după doamna cu coasa. Asta, cu fulger. Mă, Chiorete, mie, sincer să spun, mi-e frică. Dacă ne face cine știe ce altă nebunie, eu cu darul ăsta numai ce m-am obișnuit. Să nu pățim ceva mai rău. Ce dragi, Damia, să fie mai rău decât că noi nu suntem împreună. Mă duc. Ia uite, mumia revie. Ia zi, bă, tantișor, care-i treaba cu inotepul ăsta? Tot sănătos, tot sănătos? Ce vorbești acolo, Iuridule? Cum, Doamne, iartă mă să fie sănătos dacă e cu otep din ăla? Aoleo, te pot să pun. Vezi, mă, vezi că nu mă pot abține, vezi? Hai, ieși! Rezolvă și pasă. Doamne, iapărași, păzește. Păi, și tu la fel, să nu te apropii de mine, că n-am chef să mă curentezi dacă nu te pot abține, da? Prestai calmă, că nu e adevărat că nu mă pot abține. Dar am făcut numai așa, că eu nu mai vreau să fiu cu Chiorete și mi-e rușine să-i spun în față. Eu pot să controlez asta, treaba asta cu curentul. Te așa, să fiu și acasă. Te gândi până când ești tu cu Chiorete. Și Chiorete ăsta cine e? Dar tu cine ești? Eu sunt nepoata ta, sunt Brecea, frumoasă și perfectă, care are grijă de matale. Eu sunt eu. Eu nu cunosc nicio frumoasă și niciun perfect. Costelinio! Costeluș! Păi, Costel, tu m-ai chemat să mă ții pe afară, mă? Îți bagi joc de mine? A plecat. Era pentru Gogu. O să regres-o. Ia încearcă acum. Dă-i mai tare! Unde Igor? Îl torturează pe Gogu! Ok,
dăm drumul. Gata și eu. Sofico, vezi că eu plec, fată. Unde pleci, mă? Ce treabă am eu? Că doar nu trebuie să-mi dai mie raportul. Nu, mă, nu, plec de tot. Plec în lume. Acu' ai chef de miștouri. Bine că nu mi-a de ajuns cu măta. Nu, Sofico, să știi că vorbesc serios. Mă amenință Igor, mă, mafiotul ăla moldovean, că dacă nu-i dau nu știu ce bani, o să-mi pună florile de păpru pe piept. Și știi că eu sunt alergic la polen, mă rog, și la racheți. Știi ce? Dacă te întreabă careva unde sunt, le spui că am plecat în Scoția, la niște studii, că am făcut eu rost de o bursă de specializare în meseria de clown. Că și-așa viața mea e ce varză, pentru ce să mai rămân? Adică, e pe bune? Chiar faci studii de clown? Da, fata, da, fac studii de clown. Ce? Știi pe cineva mai potrivit? Hai, pa! Băi, săriți că avem nevoie de întăriri! Îl omoară nebunul pe Gogo! Da. Intervenție în forță acum! A, dar cine e nebunul? Igor, cum voi aveți câine în secție? Auzi, și Gogo e ăla pe care vrea să mi-l aducă Popone să mă cuplesc cu el? Stăm la povești acum? Vin eu, Grațiela, rămâi pe loc. Nu, nici nu mă gândesc, șeful. Așa ocazie, șeful, dacă nu mă lăsa să mă dezvolt profesional, fac reclamație, să știți. Însă vine ea, mă, că știe să stoarcă informația din oricine. Și eu am mai văzut la lucru. Nu zău, și eu nu știu să stoarc informația. Are ea vreo metodă mai specială? Extra specială. Prin rostogolire, stoarcere și schingiuire. Dar mă rog, asta e altă poveste, hai. Bine, mă, hai, du-te. Dar fii atent, să fii profesionistă. Că e în joc numele meu al super celebrului comisar Mateescu. Ha, am noastre. Înțeles, hai. Să trăi, șeful. Iuhu! Haide. Păi ei, mamă, păi ei. Ești pe mama lor. Fată, vezi că bărbatul tu și-a luat lumea în cap la propriu. Gogu? Poate faci mișto de mine sau la tine boala asta de familie lovește mai repede? Mă rog, dile ala asta pe care o aveți voi. Nici una, nici alta. M-a sunat mai devreme și mi-a zis că și-a găsit o bursă de studii de clown în Scoția și pleacă. Ci că și așa viața lui e de clown, măcar să se specializeze. Ce, mă? Ce, mă, a murit Gogu? A plecat. De tot. Păi asta e cam același lucru. Și de ce a murit? Adică, de ce a plecat? Unde a plecat? Nu a plecat, fiindcă l-am făcut să se simte ca un clown. Sunt o femeie rea. Tu nu mai tu nicio vină, pe cuvântul meu nu-ți mai face atâtea procese de conștiință, că nu tu l-ai pus. El a ales să fie clown și să facă trucuri și să se joace cu copiii zău. Așa a fost singurul care m-a luat de nevastă. Și eu l-am nenorocit. Haide, mă, nu mai plânge, mă, nu mai plânge, te rog eu frumos, nu mai plânge. Haide. Da, știu că plâng urât, când eram mică și plângeam. Mama aia mă scutea pe câmp ca să sperii ciorile. Nu, că ziceam să nu mai plânge așa, că eu te iubesc. Și eu te iubesc. Și acum? Ce facem? Aici? Repede, sparge ușa, poate-l mai găsim pe Gogu în viață. Nu așa, dă-te. Ce mă aici, nici măcar la birou nu mai poate omul să aibă un pic de intimitate, ce mă matracu? Unde e Gogu? Unde e Igor? Habar n-am, m-am descurcat și fără ei. Măi, Igor îl tortura mai devreme pe Gogu, l-am auzit cu urechile mele cu horcă, ia săracu! A fost tortură, baby, a? Orice a fost, eu mai vreau. Dar mai târnați, bă, scârboșilor, că fac diabet. Deci Gogu n-a fost aici? Noi nu l-am văzut. Hai, termină cu visatul ăsta. Softică, că știe ce a pierdut. Hai, lasă că nici ea nu e în pagubă. Cum? Tu mă vezi mai frumoasă decât... Ce crezi că s-a întâmplat? Exact, am găsit-o pe scârbă de frăștoare. Mă, că nu poți să-mi iei blestemul. Căci că s-ar abătea asupra trânsii.
și că nici să ne împece nu poate. Căci că suntem amândoi minus cu minus, care se respinge. N-ar fi mers decât dacă eu eram cu prăștul cu minus. În dracu s-a găsit să facă pe electriciana să-mi fac o lecție de șchisă ea. Păi nu voiai tu să găsești electrician? Și bănuiesc că ai uitat să o chem să-mi repare și mie priza, nu? Aoleu, vezi? Ce proști ești, cărete! Sofica te curentează intenționat, mi-a zis chiar ea cu gura ei. Prea ai că pentru o omulie ești cam vorbăreață. Tași din gură și vezi de eternitatea ma tale. Chiorete, nu pot, pur și simplu nu putem să fim împreună și gata. Ce vorbești? Nici într-un caz. Refuz cu ostentație gândul mărșav. Află că eu o să fac tot ce înșa de mine în putință. O să mă lup cu toată lumea, cu plusul, cu minusul, cu sarcinile, cu mumiile vorbătoare, cu electricienii, cu tot. Și o să fac tot ce depinde de mine ca să fim împreună. Eu acum plec și mă întorc îndărât la tine, la țară, ca să fim unul singur și jur credință până la moarte, dacă nu chiar și dincolo de trânsa, mămica. Asta e. A dracu să fii de babă cu gura aia ta spurcată. Te-am auzit, văi, și parcă ziceai că mă iubești. Da. Bună, Igor! O, Ema, dar cu ce ocazie? Uite, mă gândeam să te invit la o cafea așa, ca între prieteni, că nu ne-am mai văzut de mult. Mai punem și noi țara la cale. De care-i țara, ta sau a mea? Mi țara e Suțara! Basarabia e România! Armanlu nu chiar e... Uite, să știi că aveam de gând să trec pe acolo cu o mică trebușoară, așa că ne vedem, da? Mersi, te aștept! Tu de ce chemat băs de la cafea? Căutat amant cu lumânarea? Nu, baby, nu caut amant. Că dacă vreau amant, nu trebuie să-l caut chiar cu lumânarea, nu crezi? Puțin respect, ce naiba. Respect dacă m-a pus de te drag de bărân. Ce vrei de la el? Ce vreau de la el? Vreau să-i pun un somnifer în cafea și să-l fac să mărturisească că el este capul mafiei a cadelelor perverse și drogate. Gabul la cadele? Asta nu-i periculos? Da, da, tocmai ideea e pun somnifer în cafea. Să fie mai puțin periculos. O faci tu? Da, cum să nu? Haide. Cafeaua. Aha, cafeaua, da. Ce faci, mă? Mă părăsești? Divorțăm? Mă duc la țară, la șoficuța mea, la femeia vieții mele. Faci împăcat! Nu-ți. Dar de-aia mă și duc. Că nu se despărțește ea de mine când vrea, da? Așa e. Bravo, asta e atitudinea asta care e. Trebuie. Asta e. Așa. Să fii puternic, așa, păi, deci, du-te și, băi, rupe colțul. Bă, porcule, vezi că șofica nu-i din alea, bă? Clonțul, mă, clonțul. A, clonțul, da. Clonțul, da. Taca, 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 taca. Haide, fii puternic, victorie. Înainte. La luptă. Păi la luptă, înainte. Păi la luptă, tu. La luptă. Bravo, bravo. Yes, a plecat, a plecat. Stai să sun. Ala, haide. Așa, Teo. Gata, a plecat țăranul. Păi, avem garsoniera numai pentru noi. Acum putem să ne... că să putem să ne lămurim. Care-i faza asta cu dragostea? Cu iubirea? Da, te aștept. Mă duc în baie. Vine direct. Pa. Neagră, da? Ca viață. Și azi, dragă, ce mai e nou? Da, ce dragă, ți se pare că am față de post de știri? Ha, ha, ha. Ce ești așa încordat? Păi relaxează-te și tu. Și? Singurică, singurică? Acum da, toată lumea e plecată. Da, ia zi, tu nu m-ai chemat numai pentru cafea, nu? Dar ce e așa greu de crezut? Și da, noi am făcut atâtea afaceri profitabile împreună, scurte și la obiect. Ei, na, poate de data asta vreau și eu ceva mai lung. Ceva mai lung?
Mă simt puțin flatat. Dar ia spune, unde e umflatul ăla de gogo? Da, ce treabă ai tu, mă, maflotul lupește cu gogo? Ia zi, hai! Hai că poate te ajutăm noi! Am mică treabă, nu te faci așa de politese. Stai că mi-ai strimit umărul! Umărul? Păi stai să vezi ce-ți faci, la celelalte părți, măi, moi ca umărul! Adică mai jos, mă! Hai, zi ce treabă ai! Spune tot că asta nu glumește! Nu se spune compresorul! Ok! Întreabă-mă și transpir tot! Da? Păi atunci transpiră o secundă, transpiră despre afacerea cu acadelele. Afacerea cu acadelele? Păi l-am pus pe Gogu și pe Tiriplicia 2 ai lui să împartă acadele cu drog în club. Dar nu i-am spus că erau cu drog și i-am mai zis să strângă banii fără să-i vadă. Nu mai strângă, fără să-i vadă ăia doi, împărăș. Gata, băiețari, la secție cu tine! Nu, nu, la nicio secție, la nicio secție! Gata, te-am înregistrat să te am la mână! Ca să mai putem face afaceri pe viitor și ca să-mi dai pe tavă ca pirețele. Dar dai, dragă, drumul, că nu mai poate să respire! Păi de ce? Auzi, dar cine îmi zice mie compresorul? Nimeni, am inventat eu să-l speriem! Dă-te de pe el că-l omori, dai drumul! Mori, mă? Hai, mă, revină, ha? Prost am fost, eu o să am încredere într-o viperă ca tine. Dar de ce? Și-am mai văzut și de două ori filmul ăla, Kill Bill. Dar îți dau un sfat prietenesc, chiar dacă mai ai tu la mână acum. Așa? Să te uiți la Die Hard. Ala, cu Bruce Willis, mă! Ce mă! Dar de ce? Codul Morse. Da, bolovanie, ești, nu vezi că e acelea de față? Păi tu ai venit impresia că ne șcălămbăim după mana așa, fără nicio instrucție? Auziți? Mai stăm mult așa ca niște babidui, că mai avem treabă prin gurtă, vreau. Da, stăm și repetăm ca să ne iasă totul perfect. Pentru că dacă nu ne ieși așa, o să ne râdă spectatorii din primul rând. Păi băi, voi ce credeți, mă, că la Balșoi Teatru mergem cu apatorismei din astea? Noi suntem prin balerine și trebuie să ne respectăm statutul. Muzica, maestro! Făi, nu manele! Făi, nu hadro! Dracu de viață să fie! Ia-o cum o pasta cu muzica populară! Deci ea muzica populară pune, făi, palet! Dansul găinilor ăsta, lebedelor, așa, vacilor! Va că ești tu, păi. Plie!
între pliev și acum stoarceți-vă icrele. Uite așa. 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 Domnul Ilie, domnule, vă rog eu mult de tot, poate găsește un post de comentator, sunt foarte bun, domnule, ia ascultați-mă puțin, ia că atac, mă bată repede, dintre cărul de 60 metri, ce trebuie față curții și gol! Stați liniștit că nu vă iau recordul. Da, l-ați angajat pe Mironică. Păi ăla mi-a fost student, vă sun eu un pic mai târziu. Ce e, mă, cu hărțoaga asta? E cererea mea de transfer, că am nevoie de o schimbare majoră în viața mea. Majoră, majoră. Așa, Ilerie, bravo, majoră și numai majoră. Se vede că știi legea. Da. Anul 221, corupărea de minori, între 2 și 7 ani, pârnaie. Ha, plecă, eu vorbesc serios și mama zmeilor. Dacă nu se schimbă ceva la mine, eu cedesc cu nervii. Păi atunci fă, mă, ceva revoluționar, mă. Păi... Uite, de exemplu, schimbă-ți locul în pat. Sau ia-ți o pijama veselă, cu Mickey Mouse, mă, chestii de genul ăsta. Haide, bre, dă cu plai vazul cu alea și las-mă, dragi bălțați, în pace. Că eu chiar trebuie să mă mut de localitate. Să te muți? Da. Dar de ce, mă? Iarba nu-ți mai place acelișa la capitală? Care-i problema? E treabă de corazon, bre. Vreau să mă mut în gospodăria de lângă casa babii, ca să pot a fi mai aproape de căpșunica mea, de șoficuța. Păi de ce n-ai zis, mă, așa de la început, băi, Chioret? Mi-a fost rușine. Răspunsul meu este... Nu. Dar de ce? Pentru că nu pot lăsa un cadru silitor așa ca tine să plece hăt la țărănul aia. Capitala are nevoie de tine, băi, Chiorete. Răspunsul meu e fără echivoc. Nu pleci și punct. Vă mulțumesc, șef, să trăiți. Stai! Că dreapă să dă bou! Oprești! Ia uite aia cine conduce seția, mă, masochistul! Dreapă să fii dă bou! Zici că se doarme bine la etaj? Uieri e nenică, plus că are și omul intimitate. Nu-i auzi pe vecini? Bine, nici pe tine? Pe mine, sincer, mă cam enervează urcatul scărilor. Ce mișto era să fie lini. Și rămâneți în el, să înțeleg? Mă, nu prea cred că asta ar însemna să plătesc chirie în propria mea casă, adică în jumătatea mea de casă. Ceea ce ar fi cam aberant, nu? A, bun, și ne mutăm noi la lux ăsta, la etaj? Da. Da, o să-i plătiți chirie lui Pupăză și vedeți că ăla cere dublu. Cum dublu, ai nebunit? De unde să-i dau eu tabănet? Și eu ce să fac? Ce să facem noi? Vorbiți cu Pupăză? Poate vă face o reducere ceva, că știți că la generozitate e vestit. Dă-mi bândă-mi de înțelege și du, măi frate meleu, că nu avem de unde blădi. Mai e și vedița la mijloc. Ia, mă, pardon, că de fetiță mă ocup eu, da? Sau nu știi câți bani îi dau pensie alimentară? Zi-vă cât îți dau pensie alimentară. Ai, de, termina, că nici nu e așa de mare iubire. Cum adică nu e mare, vezi că pensia, ne confund? Pensia, nebunule, dar îți fac reducere la pensie. Fii atent, cu banii de pe chirie și cu reducerea de la pensie îi dai lui Pupăză și ești tanda pe manda. Ești mulțumit? Păi, să știi că... facem un act de mână. Că ce e scris rămâne scris, vorba zboară. Știi cum e, cu piatra trece, apa rămâne. Vrei, șefă, cu tot respectul, vă rog eu din inimioara mea, dați-mi, vrei, scălitura pe transfer ca să mă duc mai repede lângă șoficuța mea. Domnul Mateescu, eu nu înțeleg de ce stați în calea fericirilor dacă oamenii se iubesc. Păi da. Eu te voi Ilarie, ți-ai luat și avocate, mici repede, bravo. Hai, bre, mai face gara grație. Ți arde de Caterinca când pe mine arde cămașa, vezi că în clipe de într-asta tensionate, eu sunt stare să fac gesturi tensionate. Disperate. Ce o să faci, mă, o să te arunci în cada cu topul pus? Termină-mă cu prostile, că ai început să mă enervez deja. Așa, iubire, n-am mai văzut de la Romeo și Julieta. Bravo, Ilarie, luptă, luptă! Ai înțeles, nu te lasa. Iubirea învinge! Auziți-mă? Continuați cu dulcegăirile astea. Nu mai bine vă angajați voi la cofetăria de peste drum, a?
Băliniați! Drepți! Pe loc repaus! Drepți! Pe loc repaus! Drepți! Hai, termin-o! Mai face dintr-astea, că am și eu demnitatea mea, mă pune în situații! Eu te respect, băgatea și măta de nenorocire! Scârbă! Și tu, mademoiselle, ce te bași ca musca în lapte? Ești cumva muza îndrăgostiților și de cetățean cine se mai ocupă, a? Iată-le! Eu te obraznic, măi obraznică! Tăt, lasă că-i spun eu lui Ilie Dobre acum! Bună ziua, Ilie Dobre! Ce faci? Uite de aici, de la secția de poliție, te sun! Am avut un caz foarte grav! Iată, Chioreta a intrat pe partea dreaptă, dar avem una, o fată, Grațiela, care a vrut să-mi... La închid? Nu știu ce să le facem cu Cicinu ca iubire, ci că iar a intrat peste vandame și apa lui în timp ce... Știi tu, încerca să o încaleci. Ei, da. Gobii vă cegea mereu gânzul mic. Nu trebuie să dezdrezeze acum și să bui la zuflet. Vagi acum dzânzare în armăzar. Adică în iabă, cum s-ar zice. Ba trebuie, dragă, da? Că nu am de gând să-mi expun copilul la filme de ochiate. Nu vreau să crească printre perverși, clar? Adică noi suntem perverși? Că putea să-i treci peste noi când facem dragoste. Aaa, mai nou? Să știți că a intrat peste mine când făceam duș. M-am simțit oribil, dar acum fapta e consumată, nu mai am ce să mai fac. Da, băi, mai înguie și dușa la baie când te zbeli, ce să-i faci? Aia, ce să zic, mare brânză, l-a văzut pe tasul gol. Aia, nu avea ce să vadă. Ce? Da, și că e bine să se obișnuiască de mică cu goliciunea, să nu creadă că e ceva rușinos. Ia-ți dai magia, că mai devreme ziceai că nu vrei să vadă copilul filme XXXX. Ia stai așa un pic, adică tu ești de acord ca Cicinu ca să ne vadă pe noi amândoi goli? Eventual și pe el Zorab, că acum face parte din familie? Dar de ce nu? Nu vreau să crească un cuiată ca noi, vreau să fie dezinvoltă, vreau să fie dezinhibată. Și de aici până la desfrânare mai un singur pas, eu nu sunt de acord cu chestiile astea. Chita la el, ți-a adus aminte că ai copil sau ce? Chita la ea! Ți-a adus aminte că fita are un tată? Poate ți-a aduce aminte numai atunci când îți dau eu purcoiul de bani. Ești nu prostul ăsta câți bani îți dau? Ia mai dă-și mă, dacă te simți atât, ia te rog frumos să ții rolul de tată în serios. Că până acum toată greutatea a fost pe capul meu. Ce faci? N-am de gând să-mi iau niciun rol în serios, că eu mă spetez muncit să-ți dau ție pensia alimentară. Ți-a zis, mă, câți bani îi dau? Dar nu-mi dai dragă mie, îi dai lui fita. Și am zis că ți-o reduc, o reduc. Ia reduc, mă! Ia treabă. Ia gata, măi, terminați-o. Ce-i bine? Vreau să semnalez faptul că sunt permanent marginalizată. Nu mi se dau cazuri importante, iar pe teren nu sunt aproape niciodată trimisă. Fiind singura femeie din secție, cred că sunt discriminată. Adică, de fapt, sunt sigură. Oh, ar fi minunat să trimiteți pe cineva în control. Mulțumesc! Pam, 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 pam! Cum să rezici la așa ceva? Pam, pam! Mersi frumos de flori, Chiorete, dar chiar nu trebuia. Nu trebuie. Uite, dacă tot ai venit, aș vrea să vorbim ceva foarte serios. Da, 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 da. Eu chiar nu sunt de piatră și apreciez foarte mult tot ce faci pentru mine, dar vreau să clarificăm odată pentru totdeauna situația asta. Așa am zis și inimioara mea, odată pentru și totdeauna. Și nimeni și nimic nu o să ne mai despartă. Chiorete, noi doi nu o să mai fim niciodată împreună pentru că... Ha. Nu te mai iubesc. E glumă, mămica. Tu nu mă iubești? Nu, nu te mai iubesc. Pur și simplu nu te mai iubesc și punct. Și nu vreau să-ți distrugi viața din cauza mea. Ești tânăr, mă rog, aproape tânăr, poți să-ți găsești o altă femeie. Bine, vezi că niciodată nu ți-am zis că ești aproape gras, slabă și am venit bou și plec vacă. Așa ești, bou ești. Bagă mătă. Oh, băieții mei! Madam, scuză-mă, descalică un pic, am o vorbă cu al tău. Bă, cât de miserupis poți să fii, hă? Cât de gros e cioriciul ăla pe tine? E gros că a avut timp să se îngroașe cât am trăit cu tine, că altfel sigur muream de inimă, da?
Mă, ți-am zis să iei costumul de zână de la curățat? Tu știi că mâine e serbarea lui Fita? Așa și ce urli la mine? Am uitat, da, toată lumea uită, chiar și tu uiți, babo. Când vine vorba de fii mea, eu nu uit niciodată. Și mai tu pe o să spui că ești tatăl, nu ți-ar fi rușine, mă. Auzi, mă, nu vrei tu să te hotărești cu care dintre noi doi ai o relație până la urmă? Că nu mai pot, nu mai suport certurile astea dintre voi. Parcă ați format din nou un cuplu, pe bune acum. Mai lipsește sexul de împăcare. Și tu, madame. Hai, ia un loc aici. Îți fac loc să încalci. Dar vezi să nu mi-l storcești. Ce a zis orcești? Adică cum eu sunt grasa? Mamă, eu pe asta ți-o rad în cap să știi. Ce tupeu aveți! Hai grijă, nu mai călca așa apăsat că rup parchetul. Ce s-a întâmplat de răți în halul ăsta? Chiorete! Chiorete! Ce mă, ăsta e în stare de șoc! Chiorete, zici ceva că ne sperii! Mi-a avea papuci forever și a zis că nu mai iubește. Bine, mă, pe ăsta! Prietene, haide-mă, revină-ți, mă, băi! Ce mă, bărbat, de unde mă s-a vorba aia? Cum ziceai tu? Băi, chiar de acum măcar știi și tu adevărul. Nu mai ai de ce să... Zău, pe bune, măi, haide... Uite, mă, ce pot să... Ilarie, uite-te la mine. Ah, că știu că doare. Dar trece. Mâine să fie mai ușor pe mine și mai ușor și tot așa. Să fii ca nu mai face parte din viața ta. Gata! Ce faci, mă, faci pe tine? Ce faci? Ce uite, mă, bă, nebunul ăsta s-a încuiat în baie. Pa, acum, dacă ne trece nasol, trebuie să merge la vecinul de sus. Dar o fi acasă. Bă, dar ce sensibil ești să mor eu? Omul ăsta trece printr-o criză și ție te dă vezica ta. Știu, bă! Chiorete! Chiorete, ești afară, că trebuie să vorbim. Vorbim, pânușe. Luați o foaie de cârtie și scrieți. Eu... Chiorete Ilarie, las moștenire următoare. Băi, Chiorete, termină cu tâmpenile, mă! Băi, revinați că eu nu scriu niciun testament, zău! Chiar așa! Vreau, am încheiat socotelile cu viață. Fără și-o ficuța mea, oare și cât. Viața mea nu mai are niciun sens. Bă, dar nu crezi că ar trebui să știi și asta, să o avertizezi, să știi ce simți? O să afle de la voi. Oare și cum? Trânsa nu mai vrea să mă vază. Bă, că nu care contează să faci vreo prostie, înțeles? Mă, dar nu mai bine sunăm noi la 112? Nici într-un caz! Că parcă văd că răspunde Bou de Matiescu și mă arde la salar și mă penalizează. Sau dacă nu, vine grasilă și tărmă blocul și mă îmbrățișează cu mâinile alea de câte 150 de chile bucata și oricum o să mor. Așa că nu mă interesează. Bă, da, mă așteptam să fii mai tare, mă, în situații de-astea limită, că încolo tu ești praf. A, cine vorbea? Tu cu lehliu, gare, acolo. Ia, vezi că eu n-am cum să mă omor. Eu m-am zis în Tibet. Da, azi deștepți, da. Mirez, dremură bigioarele. Cum pariu că tu ai făcut cafea asta, Vandame? La cât e de nasoală. Auzi, lasă insinuările astea proaste și scuipă direct tot ce ai de zis. Bă, n-am nimic de zis. Doar constatăm că ești la fel de neperformant acum ca și pe vremuri. Zero interes, zero ambiție, pe scurt, tu. Dar tu ce mari calități ai fi având că pe fruntea ta scrie mașina de tocat bani, atât. Iubi, nu vrei tu să încetezi? Te dai până la moară degeaba scandala joiecii astea. Și eu de ce să încetez eu? Ce, eu am început cu spurcăciunile de dimineață? Madame Moralista nu pește prăjit a început. Vezi că vorbești cu precipitații și ne contaminezi cafeaua. Mă rog, mizeria asta din cană. Ia gada că e târziu și trebuie să ajungem la muncă, așa că hai să ne schimbăm și să plecăm mai repede. Dacă vreți, vă pot lua eu cu mașina. Doar mergem în același loc, vorba aia. Ce? Da? Ce da? Nu mersi, că ne luăm un taxi, da? Hai, lasă-ți să ia taxiul, nu te mai băga tu! Și-l plătești tu!
Nu crezi tu că îl plătești? Îl plătești, cum am zis. Bine, îți iau și mașina dacă vrei. Vezi, bă, vezi, bă, mi-a mașina, nu ca tine, mă, că tu nu mi-ai luat nimic. Îți iau mașina de pensie alimentară pe care ți-o dau eu, te-ți, bă, prostele, că te-i dau mai pensie alimentară. Mai termină cu pensia aia, nu ți-ar fi rușine. O, mă, că nu iau nicio mașină. Da-și, mă. Iau două. Tira-ra-ra-ra bicicleta. Tira-ra-ra-ra-ra bicicleta. Tira-ra-ra-ra-ra bicicleta. Pe care dragi de amiază mi-ați văzut să rășușetele alea cu Spider-Man? Le-am dat cine-a ciucidea superină, ia! Nu știu, bă, că și eu! Abia am găsit telefonul, uite-l! De când îl caut? Merge? Ai, mă, aveți telefoane la showroom? Nu e, băi, al meu! Ai treabă la baie! Cât de mult! Grăbește-te! Hai, vino! Urc pe ulița lumândrat! Ce se aude, bă? Aș face gargară cu sare grunjoasă, că așa știe din mâni strămoși. E nu se spală dimineața cu pastă de dinți. Ce mai sănătos! Fă, e clar că nu putem să stăm așa unii claie peste grămadă, toți! Da, eu zic să-i zice stuie ceva, nu știu ce, să zic care din garsoniere, ca să putem să ne iubim și noi, liniște! Nu liniște! Nu mi-a venit o idee, fii atent! Hai să ne prefacem că avem o aventură! Zi, du-și cu mine, măi! Băi, da, de ce să facem noi asta? Ca să le distragem atenția nebunilor de la certurile lor. Cam impresia că au uitat cine cu cine formează un cuplu. Bravo, măi, genial, blând! Bine, bără! M-am deci... jos, bălăria! Mă rog, durbanul la noi! Hai să te însemnez! Ce? Să-ți fac semnul, adică... Ba de aici! Hai că ți-ară continuarea pe drum mai bine! Mergi! Brăzică, zmană, cea bio de la mămica, dacă să avem, luați și voi, mă, ha? Mersi, dar nu vrem. Nu? Nu, e prea dimineață pentru ceva atât de consistent. Mamă, trebuie să scăpăm neapărat de ăsta, că altfel o iau raznă, să știi, mi se blochează naibii libidou. Aoleu, dacă pierdești libidou, tău era sur. Păi! Auzi, atunci hai să mergem noi la Sofica. Da, mergem să încercăm să îi păcăm pe ăștia doi și dacă se mută la ea, a scăpat. Super idee, să mergem să convingem că Ilarie e păt frumosul ei, că ca el altul nu mai găsește în veci. Păi unul care să mănânce ceapă cu usturoi, cu slăninuță și cu, și cu brânzică și cu pâine de casă și cu au de dimineață la șapte, nu mai găsește. Hai mă, ce așa tine acolo, mă, porumbierilor, ia. Wow, ne gândeam să mergem și noi la Sofica să vorbim cu ea. Poate cine știe, revine la sentimente mai bune, mai știi. Da. Bravo. Da. Pardon. O fi mâncat și mici. Da, păi miroase și usturoi. Auzi, nu mergea și un pic de usturoi la... Vine, vine, stai bățoasă, stai bățoasă, ca și cum băgi un bățin. Hai, și acum râzi și ochii dai un pic în spatele capului. Ca și cum te simți tu, senzațional. Și râzi acum, râzi, omul, e bine și... Dar asta e la final. Da! Ce faceți voi aici, bot în bot? Bă, vreți să vă strâng de gât? Mai ales pe tine, prăjino! Dar ce ți s-a mai năzărit, dragă? Vrei să te angajezi cumva contoar la vorba aia? La ce vorbă fai? La agenda cu relații. Că am impresia că îmi contorizez fiecare interacțiune cu fiecare tip. Cu al meu n-am voie să fac nimic, cu al tău nici măcar să glumesc. Nu glumești, că e al meu. Nu ți-e clar? Brăz de glume. Să văd ce explicație îmi dai de data asta. Da, vorbim noi diseară acasă. Băi, o să vezi tu explicații. Te aștept. Acasă. Acasă? De seara? De seara? Păi unde? Păi toate. Eu? Mă rupe. Și trebuie să fii foarte delicată. Mă rog, ceva de genul ăsta. Trebuie să fiu perfectă de seara la concert. Balet, păi proastă ești. Am așa niște emoții. Și știi, mi-a zis directorul de la Teatru Bolșoi. O să facem un turneu mondial. Și o să mă vadă în sfârșit, în toată splendoarea mea, toată lumea. Mai sigur ar fi să plec eu în turneu cu turcul, că m-am săturat de viața asta amară. Care-i turc, fata? Ăla cu pistolul. Nu știi, matale. Ce proastă ești, ăla cu pistolul e Walter și nu e turc, e neamț. Auzi, mă, vezi că gagică ta era buză-n buză cu al meu adineaur.
Fă bine și leagă ți apa de gard dacă e nărăvașă. Ce să faci, măi, Ema? Așa să stă mai tinerele, pline de viață, dar tu n-ai cum să-ți mai aduci aminte că s-a întâmplat de mult chestia asta la tine. Poftim? Bă, vezi că dacă n-ai grijă de ea, ți-o disciplinez eu, mă, cu cravașa. Ok, ok, las că o să vorbesc eu cu ea diseară, dar auzi? Vorbește și tu cu piticul ăla de tarcan, că mi se pare că nici el nu-i ușă de biserică. Sau, mă rog, de moschee, ce-or avea ei acolo. Bine, bine, mă. De tu, să știi că Ilaria, al tău e distrus. Ah, mă, mai dai o șansă, că e băiat bun, să știi, da. E cel mai bun. Da. Cel mai bun și te divinizează, pe cuvânt, te divinizează. Insistați degeaba că nu mă mai împac cu el. Nu-l mai iubești, ce dracu e atât de greu de înțeles. Măcar îl primești să stea la voi o vreme, așa să vedeți cum sunteți unul cu altul. Exclus! Ce să caute aici cu noi? Ah, gata că m-am prins. Vreți să scăpați de el și mi-l trimiteți mie pe cap, a? Stai puțin! O clipă! Vă rog frumos, voi despre cine vorbiți? Nu cumva despre tânărul ăla înalt, chiper și frumos? Păi să fie încoace, că tocmai am de gând să-l înfiez! Ce să faci? Da, fată, vreau să le iau de suflet, că eu n-am copii! Și vezi, am carieră și nu pot să am copii! Și apoi am o grămadă de bani, am afieri și n-am cui să o las! Gata! Spune aici a fost! Ce? Vrei să știi adevărul? Chiar vrei să-l știi? Matale, ai un copil! Ai un copil care a ajuns un ratat bulimic și un labil sentimental pentru că l-ai cocoloșit ca o cloșcă nebună ce ești! Pe bune! Da, pe bune! Și asta, păluca asta, este nora ta! Mă rog, de formă, că niciodată nu s-a căsătorit din dragoste! Iar el e amantul ei! Eu sunt fiica lui sorta aia pe Țivanca și sunt măritată cu Chiorete ăla pe care vrei Matale să-l înfiezi! Dar am divorțat! Altceva mai vrei să știi? Vreau să văd copilașul! Poate vrei să spui copiloiul, că mai are puțin și face tonă! Și n-ai cum să-l vezi, bre! Că a plecat așa la lumea în cap, că nu ai suporta viața pe care o trăia! Vreau să mă copilașul! Hai să mergem! Hai să mă copilașul! Vreau să mă copilașul! Ies de amândoi ei doi acolo? Acum coboară și Vanda. Și nevastă te ieșeapă acolo. Ești gata? Alex, să ajute la noi. Bumă! Iertare, doamne, dar nici ție nu-ți place prea curvia și execuția asta e pentru tine! Uzi, dați acolo unde ești de nemișcat, măi! Asta a fost regie, ca să vedeți și la voi cum se simt de la noi! Ce, mama dracu, zici, mă, acolo? Adică atât de ordinar ești încât vrei să și vedem ce bine vă simțiți voi? Nu! Nu cred că ai înțeles ce a vrut el să spună. Păi normal! Nimeni n-a înțeles ce a vrut el să spună, că nu vorbește corect românește! Da, ca 80% de la populația voastră. Ia intră mai la voi pe net să vedeți acolo cum se vorbește limba română. Băi, vă zic eu, limba voastră e defect, mă? Că am vrut și noi să vă facem pe voi să vă simțiți prost. La fel de prost cum ne simțim și noi în momentele în care voi vă certați. Exact. De parcă ați format din nou un cuplu. Pentru că noi ne simțim în plus. Garota de rezervă de la Găruță. Ce rotă de rezervă la Găruță, mă? Rotă gingi. Nu-i de rezervă? Eu așa am crezut. Adică voi nu... Hai, mă, pe bune! Chiar așa de idios ne credeți încât să comitem aici adulter sub nasul vostru? Nu, normal că nu. Noi am vrut să vă dăm o lecție. Că ne-am săturat de hârăiala asta voastră permanentă. Și știți și voi cum se spune? Cine se tachinează, se iubește. Și noi chiar credem că între voi încă mai e ceva. Păi da! Normal că e! Nu mai e copilul! Exact! Și pensia! Au și de pensia! Și atât! Presupun că v-ați făcut bine, înțeles punctul de vedere. Nu ne mai certăm, vandame, da? Nu ne normal mai certăm. Normal că nu ne mai certăm. Păi nu putem să trăim noi toți patru, păi ca niște oameni civilizați aici în casă? Nu mă strânge așa tare! A, da, și era să uit. Am văzut că toate certurile voastre pleacă de la copil. Eu v-aș sugera să vă găsiți o bonă și să împărțiți și cheltuielile eventual. Cu bona! Foarte bună, vezi?
început iar să strânge. Drumul! Motănel! Uită-te la mine, motănel! Bă, tu n-auzi? Costilușa-i meu, puiul meu mic, a plecat în lume și m-a lăsat singurică! Vai de mine și de mine! Ce ai, bre? Ce s-a întâmplat? Păi, ești chiar zăludă? N-au zis cum am o răhăită când am intrat pe ușă? Costelușa-l meu, puiul meu mic, plecă în lume și m-a lăsat animănui, că era trâns săracul. Eu cui rămân, cui rămân? Ia, bre. Ce? Bine, dă-mi și revenit din Alzheimer. L-ar ajutat-o. Hai, spune-i acum să se mut de aici cu noi, să-i bei grijă de fetiță. Hai, mă, stai așa până îi fac controlul tehnic. Crezi că eu las copilul pe mâna oricui? Tati! Ce vrei? Bre, vreau să te întreb și eu ceva. Ce vrei? Cam câți ani ai, Matale, și unde locuiești? Ce fai? Așa de tinerică și deja te paște scleroza? Am peste 70 de ani, Zeludo, și mă simt ca la 30 de ani. Și uitați de la mână până la gură, că eu locuiesc la Belciugatele. Până ai venit și ai locuit cu mine, Zeludo! Da, bre, știu, știu, auzi? Samaran, ce mai faci? Păi acum știi ce mai face puiul meu mic la cumplane, că nu l-am mai văzut de mult. O fi plecat pe un sat după cacici. Te-ai convins acum că-i îndreagă la cap? Hai, spune-i să se mut de aici. Tati, uite ce ne gândeam noi. Ce mată! Să te muți aici cu noi în vilă. Bine. Dacă tot te simți singură și părăsită. Mai ai grijă de cicinuca. Ne mai faci și noi umbli de mâncare dacă ai timp. Ce știu eu să... Păi dacă n-am nimic mai bun de făcut în viață, voi fi! Că dacă să mor singură și uitată de lumea acolo la Belciugatele, mai bine vin la ci și mor singură și uitată de toată lumea. Ce bine, ce bine! Și uite, bre, Matale cu fetița o să dormiți în dormitor și eu cu Hăsănel ne sacrificăm și dormim în living. De așa, iubire? Fotoliu de notare și o carte ce-ai lăsat-o pe noapte rău. O ultimă țigară lăsată într-un colț pe etajeră. Și floarea din fereastră, biletul ce-a rămas de atunci pe vasă. Toate te așteaptă să te-ntorci acasă. Doamne, Zobie, vă rugăm frumos, las-mă, domnul Gherete, de acolo, că nu mai putem sta atât. Nu putem dormi deloc. La voce ne mai are, de la chitară e praf. Aveți mila la noi și mă da, nu mă rea zuveră. Hai, mă, urlătoare, o hai în casă. Dar dormi pe covor, da? Băi, ce bună ești, mămică. Hai să-l mai zic una. Hai, bă. Fete, e câinii, mămic, mămică, stai să-mi trec. Și asta tot pe jos. Stai, spune, hai, trec. Dar aveți câini, mamă! Că-i dau o grămadă de bani pensie alimentară, sau nu știi câți bani-i dau? Care oacă? Nici nu e așa de mare, iubire. Îți mai fac reducere. Nezuc... Nezdurel? Nezdurel! Mamă, trebuie să scăpăm neapărat de ăsta, că altfel o iau ras la miște. De ce n-ai pilipidou? Aole, mă, dar ferici-mi ce facem fără pilipidou, da? Mânțărană asta, du!